alb, de un mare maestru actual care este și un bun profesor, tot așa antrenează, ca să spun așa, mulți copii în Statele Unite și este jucată de el când avea 12 ani. El fiind la alb. Îl cheamă Benjamin Feingold. Deci, se joacă E2, E4, el este la alb, cal pe 6. Cine poate spune o primă întrebare pentru dumneavoastră? De fapt, nu aștept răspuns decât de la un singur de la un singur elev, care este Sophie. Sophie, știi cumva cum se cheamă această apărare? Știi tu, David? Că văd că face o mutră din aia inteligentă, ca și cum ai ști. Eu o să merg pe... Uite, ca să-ți răspunzi la întrebarea asta, gândește-te cine a fost al patrulea campion mondial și găsești denumirea deschiderii. Apărarea? El, cel care a pus-o în practică. Care a fost al patrulea campion mondial deja? Deci primul a fost Tainiț, al doilea a fost Lascăr, al treilea a fost Capablanca. La cine a pierdut Capablanca titlul în 1927? Și a devenit al patrulea campion mondial. Singurul campion mondial care în momentul când a decedat încă era campion mondial. Alehin? Da, corect. Alehin. Deci așa se cheamă această apărare, apărarea Alehin. De obicei ei se joacă la atac, pentru că acest cal îmi atacă mie pionul, la atac se răspunde, primul lucru este Maria, se răspunde cu contraatac. Împingi în față și îl ataci tu la rândul tău. Dar Ben Feingold aici îi joacă cal C3. De se dezvoltă și își apără pionul. Negru răspunde foarte bine și foarte agresiv, D5, a doua oară. Și în acest moment, albul, câte bătăi are negru pe acest pion? 2. Deci dacă albul are 2 bătăi, evident și negru are 2 apărări. Da? Deci dacă bas, nu obții nimic cu albul. E D5, cal D5, cal D5, damă D5, din potrivă, îi provoacă negrului un mic avantaj de dezvoltare, de aceea de obicei se joacă aici E5 și asta joacă albul în partidă. Aici sunt vreo 3 continuări. Cea mai la modă continuare, de fapt nu că cea mai la modă, cea mai tare este acest D4, care după F6, DC3, da să-și revină, FG7, uită-te acolo, David, am mutarea asta, CD2 cu șah și după damă de 2, nebun G7, poziția asta este remiză, chioară, complet egală, dar negru n-are chef de remiză aici, dar încă o dată, cea mai bună mutare la aceste 5 este D4, negru joacă aici cale 4, practic arătând albului că joacă la câștig. Dar și albul, încă o dată, avea 12 ani pe atunci, dar era foarte hoțoman. Și face o mutare puțin mai neobișnuită, care însă, culmea, la ora actuală este considerată cea mai bună. Cale 2. Deci, bă, ce faci? Muți de 2 ori cu aceeași piesă. Și negru mută cu aceeași piesă de 2 ori, dar mută, practic, obligat de împrejurări. Pentru că nu putea să-și lase, adică, acel cal la F6 să-l bată pionul. Dar tu, aici, cu acest cale 2, în primul rând, calul tău era super apărat, da? Da? De 2 pioni și muți cu el încă o dată când ai atâtea piese care îți dor pe prima linie. De ce îl muți? Când muți cale 2, dintr-o dată poți să observi, am făcut cu roșu, aceste două câmpuri sunt foarte, foarte... Sunt singurele câmpuri pe care se poate retrage eventual acest cal. Deci dacă pe mine mă lași cu albul să joc D4, controlez câmpul acesta. Dacă mă las să joc H4, controlez câmpul ăsta. Și pe urmă cu F3 îți iau calul. Acest cal, deși este în centrul tablei, este în pericol de a fi păpat de piese ușoare albe, adică mai precis de piona. De aceea, ăsta se retrage, încă o dată, mai mult o dată din cal, cal C5, și după D4, calculatorul propune aici cale 6. Mutare corectă. Dar
Nu-mi place că stă în fața pionului. Ăsta cum n-ai bai numai scor. Și negru aici joacă, după acest D4 care îi atacă domnul Călus, cal de 7. Hai să ne uităm câte mutări a băgat negru în fundul acestui cal ca să ajungă de la D8 la D7, care la D7 evident că nu stă bine, nu? Ăsta e bine să-i dea un șut. Pleacă, băi. Nu? Deci a făcut o dată așa. Una, două, trei, patru. Ca să-l mute de pe un câmp prost, evident că orice câmp la început de câmp inițial este un câmp prost pentru orice piesă neagră, dar să-l mute pe un alt câmp la fel de prost. Deci, ba chiar un pic, da, mai enervat. Poți să spui, păi da, dar și ăsta a mutat de două. Da, dar eu, practic, am făcut o mutare, am făcut două și la a treia îmi dau drumul. Și mai ales în acest moment, uitați ce joacă puștanul ăsta de 12 ani pe vremea aceea, acum am mult mai bătrân, e cu 4 ani mai mic ca mine. Da, deci joacă F6. Ăsta este un sacrificiu pur de pion, pentru că trebuie să-l bați. Dacă fugi cu calul, îți bat la F7 și te las fără dreptul de a face rocadă, da? Este David? Da. Bun. Și eu, deci trebuie să-l bat. Fug cal B7, cal B6, F7 și trebuie să munți cu regele, nu mai poți face rocadă, săracul. Deci F6. Dar ce a obținut albul în schimbul cedării acelui pion? În primul rând, uitați-vă la acest nebun. Pentru că acest nebun trebuie scos afară pentru a face rocadă, nu? Pe ruta lui normală nu poți să-l scoți. Pentru că, încă o dată, dacă aici, să zicem, după acest cal de 7 mut cal F3, îți mut eu la rândul meu E6 cu negru și să zicem după cal E3 nebun E7, asta e o dezvoltare normală. Nebun de 3 rocadă, poziția asta este relativ egală. Pentru că n-ai niciun fel de sacrificiu grecesc, pentru că am două bătăi aici, deci pot să joc C5 aici și totul se îndreaptă spre o poziție din ce? Din apărarea franceză. Revenind înapoi însă, cu acest E6 în acest moment, eu cu albul îți îngreunez ție negrule dezvoltarea, asta vreau să spun. Și după F6 urmează cal F4. Zi de an. Ce amenință albul aici? De exemplu, să zicem că eu cu negru scot calul acesta la C6. Da. Ce joacă albul aici? Amenință pionul dacă îi luăm... Bine, da, am putea să-i luăm. Păi nu că am putea să-i luăm. Îi luăm cu cea mai mare plăcere, pentru că pe urmă vom lua și dama neagră. Luăm și dama. Ia uită-te un pic. Deci dama asta este sufocată practic de propriile piese. Deci, efectiv, eu cu negru aici trebuie să mut acest cal, ca acest pion să fie apărat de nebunul din spate, să nu pierd nu numai pionul care l-am în plus, dar să nu pierd în primul rând dama. Deci, cal pe 6 și acum urmează. Nebun de 3, C5, din nou, structura de pion seamănă cu cea din franceză, doar că negru are echipurile un pion în plus. C3, cal C6, cal F3, dezvoltare, dama C7, mi-atacă acest cal? Nu, că e apărat. Dama E2, în schimb eu îl atac pe ăsta. Și îl iau înapoi, pentru că în acest moment am două bătăi. C de 4, nebun de 7, bat. Deci albul și-a luat pionul înapoi. Dama B6, pentru că aveam dama atacată, nu-mi place să-mi dau perechea de nebuni. Și aici albul face rocadă. Negru poate să facă vreo rocadă? Ia să vedem dacă încerc să o fac pe mare. Nu, n-am mutat, dar trece prin șahul calului de iar. Pe-a mică nu pot să o fac pentru că am un nebun care sfărăie de să aude până la Orșova. Pe-a mare nu pot să o fac că trec prin șahul calului.
Dacă bat și zic că fac pe urmă pe amare, bat degeaba că voi trece... nu, din nou nu pot să fac rocadă ca și de... Și exact, dar fiți atenți, exact, aici se întâmplă un lucru foarte ciudat. Deci bate, negru zice, bine, nu pot să fac niciun fel de rocadă, ai bare să-mi iau un pion, calia pe departe. Pe ideea că am două bătăi pe acel pion. Deci, încă o dată, negru la mutare aici zice, aha, am două bătăi și eu sunt și un băiat deștept, calia pe departe. Acest pion se cheamă într-un fel, uitându-ne la poziția aceasta, este un fel de pion otrăvit. La prima vedere zici, pă, nu poți să-l bați pentru că-ți bat dama și când îmi bați, îți iau un cal degeaba. Nu? Dar ce-a gândit negru aici? Nu, negru aici s-a gândit așa. Nu, ca mutarea asta intermediară cu șah. Și acum îmi iau și dama și te bat. Și într-adevăr, negru are poziție câștigată aici. De ce? Pentru că are efectiv un pion în plus. Dar să nu uităm un lucru. Tu nu ți-ai făcut rocada. Albul pur și simplu îi bate cal. Poți să faci schimb de dame acum? Nu, că dama mea este apărată de către cal. Deci dacă bați aici dama aia pe E6, calea pe E6, efectiv tu cu negru ai un nebun în minus, adică ăsta. De aceea, vrea, nu vrea, ca să nu rămână fără material, negru bate cu dama acel cal alb. Armatele sunt egale, de fapt, da, sunt egale. Negru are un pion în plus, de fapt, are 6 pioni și albul nu are decât 5, dar regele ăsta e prins în cer. David propune o mutare pentru alb. Ți-a trecut timpul. Zi de ani. Nebun B5. Super! Așa te vreau. Ești deja un leu în devenire. Mai precis, ești un pui de leu. Nebun B5, șah, te-a lăsat fără locat. Pentru că n-ai cum să bași calul pas. Îți bat atât cu dama, cât și cu nebunul. Mi-e indiferent cu ceva. Cred că bat cu nebunul, n-ai decât rege de 8 și după din nou nebun B5, cum te aperi de mat. Na? Bun. Și atunci, dacă nu poți să bagi calul față, altă mutare, care este Sofia aici? Ce altă mutare poți să faci cu negru? Dacă n-ai la dispoziție în cal de 7. Mai ai o singură mutare legală. Care e aia? Cum? Corect, fugi. Eu știu de ce nu am răspuns tu aici. Tu te gândești ce câmpie e ăsta de după tablă, nu? Pentru că acolo ar vrea să fugă regele negru de pe tablă. N-ai decât la D8, nu? Aici nu poți. Nu, E9. În D8, da? Bun. E9. Cum continui cu albul atac? Pentru că în continuare tu cu albul ai un pion în minus, dar deja, de fapt, vreau să vă spun ceva, poziția asta este complet câștigată de către albul. Dar totul e să știi cum îți dezvolți atacul. Ce face acest nebun? Doar. Scoateți-l la luptă. Cu tempo. Cu tempo? Adică cu atac de damă. Nu vă uitați că dați pionul ăsta, că n-are nicio importanță. Nebun G4. Păi G4 e ăsta, mă, fratele meu, cum să aterizeze nebunul ăsta la G4? Nebun E3. Corect, nebun E3. Pa, Maria. Deci nebun E3. Da? Mulțumesc, la revedere. Să rămână. În acest moment negrului i-ar place să schimbe dama. Deci nu prea, nu? Ba da. Deci negru ar dori din tot sufletul din lume să schimbe damele. Negru pe negru. Albul fiind în atac, evident că nu-i place să schimbe damele.
Dar negru dorește să schimbe damele, pentru că în momentul când dispare cea mai importantă piesă de atac a adversarului de pe tablă, tu cu negru, cum este cazul aici, poți să spui, ai cam o șansă să scap. Deși regele meu nu mai poate face rocadă, nu mai are damă pe tablă. De aceea, unde mută acea damă care este atacată în acest moment de către nebun? Și propune schimb de dame. A, domnul schimb. Zic. Damă B6. B6. Damă B6. Da, B6. Adică nebunul meu de la E3, dacă bate la D4, nu poate bate și la B6? Nu. Hai mă, dă-o încolo de treabă. Cum să joci damă B6, nebunea pe B6? Atunci damă E5. Adică aici. Nu, nu. Apărată de mama natură. Mersi. Alt câmp. Uite aici, dă-o încolo. E apărată și de cal și de pion. Păi nu e așa? Râdem? Sau râdeam? Râdeam. Nu mai râdem, da? Bun. Albu îi place să schimbe dama? Nu. Nu. Dar în același timp albu se gândește așa, băi, de exemplu, nu pot să-l dau mat aici. De ce nu pot să-l dau mat aici? Că nu vreau. Că e calul, nu că nu vreau. Eu aș vrea din tot sufletul. Dar e calul. De cum să-ți joc damă de șapte, calea pe de șapte râde de mine. Dar nici să schimb dama nu-mi place. Cum continui atac? De fapt aici, ia uitați-vă, deci 12 ani avea albul aici. 12 ani. Ia, uitați-vă, vă rog, cum continuă albul un atac care se dovedește decisiv. Nebune, B6. Că nu degeaba vă spun eu tot timpul, uitați-vă când sunteți la mutare, în primul rând după șahuri. Cine știe, s-ar putea să iasă cu măcel. Domnul! Ori pentru mine, ori pentru adversar, da. Regele mută la ce? La ce șah? La ce 8? Și ne mutăm, pune punul la... Cum să muți la ce 8? Ia uite. Care e singura mutare pentru negru aici? Pentru negru aici se trebuie să cedeze. Să cedeze, că e mat, nu? E mat? Da. Păi de ce nu scrie mat? Nu e, că poate să fără de calul ăsta. Cum, Doamne, iartă-mă să ajungă calul ăsta de aici aici? Hai, mă, facem glume. Auzi, când primim șah, după ce ne uităm prima dată? Dacă putem să... Nu, aia e a doua! Să luăm! Dacă putem să batem piesa care îți dă șah, poți să bați nebunul? Da! Nu, nu putem! Băi, fraților... Cum, Doamne, iartă-mă, nu pot să-l iei, mă, eu uite! Hai că deveni foarte, foarte umoristică și haioasă. Deci, încă o dată, bate. Singura mutare legală aici este să-ți bată acest nebun. Da, mă ia pe B6 cu șah, da? Care e singura mutare legală a negrului? Hai, scoteți-vă. La C8. Corect, rege C8. Și dai turn C1. Foarte bine. Deci aducem un turn cu tempo în atac, da? Da? Singura mutare a negrului. Singura mutare a negrului. Este B8. Rege B8, foarte bine. Da. Și acum ce mută alb? Și negru cedează. Albu și... Deci în acest moment alb are o piesă minus. Bună. Da, uitați-vă și dumneavoastră, filmați poziția asta. Și hai să ne uităm. Deci... Păi, C7, nu am nebun de 7, nebun de 7, C7. Cum? Nebun de 7. Nebun aici? Nu, damă C7, damă C7. Damă C7? Cum? S-ar putea ca damă C7 să meargă pentru că poți repeta poziția. Ei. Dar nu e mat. Damă C7, rege A7. Cum să joci dama A7? Să-ți ia? Nu, 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 nu. Atenție, fiți atenție.
Iar de mult de 7 este o mutare stupidă. Că-ți bat cu calul. Da? Nu. Hai să, încă o dată, să ne mai uităm o dată la poziție. Ăsta... Nu face nimic. Ăsta nu face nimic. Ăsta, săracul, a fost tras de mustăs și ne-a lăsat să facă rocadă. Asta, într-adevăr, zici la prima vedere că te apără pe tine de nebuna așa. Dama asta n-are niciun sens. Calul ăsta n-are niciun sens. Pe când la alb, toate piesele lucrează, coordonare. Ce mută albul aici? Uitați ce mută albul aici, nebun ce șase. Ce-a venit? Cu ce? Dacă spui cu nebunul, mă duc și... Păi eu ce zic? De asta? De să iei pionul, dar cu ce? Cu dama sau cu nebunul? Cu dama. Evident, nu mă gândeam. Bun. De ce? Dar stai un pic. David, dar de ce nu poate să-ți bate nebunul cu pionul? A, nu e legat. Corect. Și atunci cum te apă de matul ăsta? Dar dacă joc așa? Mat într-o mutare. Mat, da. Deja. Taci. Nu. Stai că la asta e el tare. Damă de 8. Corect, damă de 8. Și acum, înainte de a vă lăsa să jucați, că sunteți spate, care e singura apărare pe moment ca să scap de mat? Negru are la dispoziție negru o mutare prin care poate scăpa de mat, dar dă dama. Uite, poate să joace dama pe pat. Adică nu poți să bați la B7 că-ți bat cu dama. Dar după, hai să zicem... Nu, îți bat dama aici, oricum ești pierdut. Da. Mă supăr arăți. Ne cereți unde, domnule? Ne cereți. Acum ne cereți. Atât pentru ziua de azi, că văd că